mai fost o surpriză pentru nimeni faptul că am avut parte de noi zile de circ în Parlament la adoptarea modificărilor la codul penal, în principal pentru punerea în sfârșit în acord cu zecile de decizii de neconstituționalitate date de CCR, dar și cu o directivă europeană pentru nerespectarea căreia deja am fost amenințați cu infringementul de către Comisia Europeană, concret adică să plătim cam 100.000 de euro pe zi amendă dacă nu ne adaptăm legislația. Cu toții ne așteptam la asta, așa cum ne așteptam și să fie atacate modificări la Curtea Constituțională chiar din mai multe părți, așa cum ne așteptăm ca președintele Iohannis să le retrimită în Parlament, iar apoi să le tot trimită la Curtea Constituțională, indiferent dacă CCR spune că sunt bune sau nu, exact cum face cu legile justiției. Întrebarea este dacă știm cu toții aceste lucruri, pentru că am mai văzut filmul ăsta, exact cum spuneam în cazul legilor justiției, de ce atâta disperare pe unii reprezentanți de seama ai propagandei să fie provocate proteste masive? Nici măcar știrea că CCR a amânat până în septembrie discutarea modificărilor la codul penal, deci până atunci sigur nu intră nimic în vigoare, nu i-a liniștit. Cu o campanie susținută timp de peste jumătate de an împotriva acestor modificări, propagandiștii și câțiva reprezentanți radicalizați hashtag rezist nu au reușit să scoată în stradă prea mulți oameni. Nici cele mai tupeiste vuvuzele nu au îndrăznit să spună că au fost mai mult de 5.000. Dar pentru că trebuie neapărat să se vorbească în presă despre proteste și să se ajungă în cea internațională, desigur, au trecut la altă tactică de atragere a atenției, încercări repetate de provocare de violențe. Iar imaginile dovedesc în mod clar că ăsta este planul. Jandarmii sunt provocați constant, chiar s-a aruncat în ei cu diverse obiecte. Ciocniri care s-au și soldat cu rănirea a doi jandarmi. Apoi s-a recurs la blocarea căilor de circulație cu biciclete. Protestatarii s-au trântit pe jos și chiar au fost aduși copii și oameni în cărucioare cu rotile. Desigur, pentru punerea în imposibilitate a forțelor de ordine și în caz că sunt ridicați, să poată țipa că jandarmii agresează femei, copii și oameni bolnavi. O tactică deloc nouă. În lumea asta, inclusiv copiilor, li s-au pus arme în mâini și au fost trimiși la război împotriva soldaților. Aici, de exemplu, femeia se comportă ca un paravan, metodă folosită și în decembrie pentru a fi scăpat de încătușare celebrul Sandu Matei, după ce a lovit cu boxul un bătrân. În mod evident, bine organizați, cu scopul precis de a bloca circulația și de a crea haos, chiar dacă sunt puțini. Suntem 15 oameni la guvern. Am înțeles că și Mălin Bot a făcut chemare la Parlament și acolo sunt 3 oameni. Insist că este mai simplu de blocat guvernul și zona Piața Victoriei decât Parlamentul. Trecem pe trecerea de pietoni. Aici cu 50 de oameni am blocat tot. Plan pe care l-au și pus în practică a doua zi. Vreau să traversez! Nu mă simt în siguranță când mă atingeți! Nici o liniștită! Vreau să traversez! Dumneavoastră mă frustrați! Vreau să traversez acum! Acum eu nu văd niciun agent pentru că stai în fața mea. Vreau să traversez, nu am nevoie să stau ca la pușcărie. Dă-te la o parte că vreau să traversez. Deci nu mai este în niciun caz ca în februarie 2017, vorbă că, uite, sunt sute de mii de oameni care nu sunt de acord cu ce face puterea și trebuie să se țină cont de vocea poporului, trebuie să iasă rău. Și revenim la întrebarea, de ce? Ce e atât de important chiar acum? Desigur că o miză importantă este menținerea unei atmosfere încurajatoare pentru președintele Iohannis, care să continue să sfideze decizia Curții Constituționale, care îl obligă să semneze decretul de revocare a șefei DNA și, în același timp, coaliția să fie descurajată să demareze procedura de suspendare a președintelui, de teamă să nu iasă urât. Dar poate că mai este încă o miză, una care merită iscarea unui scandal monstru pentru a fi acoperită. În aceste zile, noi trebuie să luăm niște decizii foarte importante. Și are foarte mare dreptate Liviu Dragnea. Dincolo de isteria codului penal, care oricum nu intră în vigoare înainte de luna septembrie, indiferent ce, în Parlament se decide soarta foarte multor miliarde de euro. Și culmea, opoziția și propaganda nu par absolut deloc preocupate de asta. Este vorba despre ceea ce o parte a presei a denumit scandalul gazelor din Marea Neagră. Acea parte foarte restrânsă s-a arătat interesată de subiect. Cealaltă, grosul adică, nu l-a menționat nici măcar întreagăt, de parcă nici nu are
ar exista în Parlament o lege a exploatărilor offshore care urmează să stabilească pentru următorii cel puțin 30 de ani dacă românii se aleg sau nu cu ceva dintr-o bogăție imensă, rezervele de gaze și de petrol din Marea Neagră. Dacă în cazul codului penal nu deranjează pe nimeni că mulți oameni continuă să fie anchetați abuziv în baza unor articole declarate neconstituționale, ba chiar să fie arestați, nu consideră nimeni că este vreo grabă, deși au trecut chiar ani în unele cazuri, de la declararea neconstituționalității, în cazul legii exploatărilor offshore este mare urgență, iar Ludovic Orban, de exemplu, somează. Trebuie dată cât mai repede posibil. De te întrebi, ce arde? În aceste condiții, somăm majoritatea parlamentară să nu mai tragă de timp și să ne permită adoptarea cât mai rapidă a legii privind exploatările offshore. Esența poveștii. România are în Marea Neagră rezerve importante de gaze naturale. Cifra oficială dată de șeful Agenției Naționale de Resurse Minerale. 200 de miliarde de metri cubi. Pentru comparație, în prezent în România se extrag în jur de 11 miliarde de metri cubi pe an, iar consumul anual al țării este cam tot de atât. Astea sunt cifrele oficiale, pentru că unele voci acuză că de fapt adevăratele cifre ar fi ascunse și că rezervele ar fi mult mai mari, chiar până la 600 de miliarde de metri cubi, plus că asta e doar ce s-a descoperit până acum. Vorbim deocamdată despre 11 perimetre în Marea Neagră, dintre care cel mai mare și mai important este Neptun Deep, concesionat giganților Exxon și OMV Petrom. Și se pun pe rând mai multe probleme. Prima, cu ce se alege statul român din exploatarea acestei resurse uriașe, care dintr-o dată o poate face exportator de gaze și un jucător important pe piața energiei din Uniunea Europeană? O miză a proiectului din Parlament este eliminarea pentru exploatările offshore, adică cele în larg nu pe uscat, asupra impozitului pe veniturile suplimentare instituit în 2013 după reglementarea prețului la gaze naturale impusă de Comisia Europeană. Un supraimpozit care ar fi trebuit să fie plătit doar până la data de 31 decembrie 2014, doar că în martie 2018 Parlamentul a eliminat acest termen, adică supraimpozitul să fie aplicat în continuare. Unele voci critice spun că renunțarea la acest impozit ar însemna cam 16 miliarde de euro în minus pentru statul român. Actualul proiect votat deja de Senat și care urmează să treacă și de Camera Deputaților stabilește ca statul român să primească doar redevența, care, după cum știm din scandalurile din anii trecuți, este mult sub cele practicate de alte state. De altfel, mai toate guvernele de la Ponta încoace s-au chinuit să actualizeze sistemul redevențelor, stabilit în 2004 și care ar fi trebuit să fie renegociat în 2014, dar niciun nu a reușit. În plus, proiectul angajează statul să nici nu modifice nivelul redevenței pe toată durata exploatării. Susținătorii variantei spun că e normal ca nivelul redevenței să rămână neschimbat și că statul poate face reglajul din fiscalitate, doar că proiectul limitează și această posibilitate prin articolul 19, care prevede că, dacă titularii de acorduri petroliere în perimetre offshore sunt obligați de orice autoritate publică să plătească vreo sumă peste cele prevăzute de prezenta lege, aceștia vor avea dreptul la credite fiscale integrale pentru aceste sume plătite în plus. Deci niciun cent în plus pentru redevențele minore stabilite anul acesta. Aici argumentația companiilor și a celor care susțin proiectul este că prospectarea a costat foarte mult, undeva în jur de 2,5 miliarde de euro, plus că exploatarea în larg ar fi mult mai costisitoare. Dar sunt și voci care acuză că aceste costuri ar fi fost umflate tocmai pentru a justifica un acord mai avantajos pentru exploatare. Rațional vorbind, companiile e normal să urmărească interesul. Problema mare este că statul nu are un studiu independent privind toate aceste semne de întrebare, de la mărimea rezervelor până la costuri, ci doar pe cel făcut de firma angajată de companiile interesate. O a doua problemă majoră, dacă statul român să primească o parte din gazele extrase, așa cum se întâmplă în multe alte țări, cum ar fi Olanda, Turcia sau Norvegia. Și aici sunt două școli de gândire diametral opuse. Una care spune că o cotă din ce se extrage să rămână în țară, unii lideri PSD au avansat procentul de 30% sub care ar accepta trecerea proiectului, poate chiar mai mult, iar România să se transforme într-un hub energetic din care să-și asigure independența și să mai și vândă la prețuri pe care să le negocieze. Cealaltă linie de gândire spune că oricum cantitatea de gaze este mult prea mare și că ar fi scăzut și consumul.
consumul în România, așa că întreaga cantitate să fie exportată. Iar aici intervine și interesul Uniunii Europene, care, prin Comisia Europeană, cofinanțează conducta BRUA, adică Bulgaria, România, Ungaria, Austria, prin care să fie alimentate țările Uniunii. Iar pe această linie s-a făcut un lobby intens de la Comisia Europeană și presiuni fățișe din partea Ungariei. Asta ar fi, pe scurt, povestea pe partea economică. O altă latură extrem de importantă a problemei este și cum se va face exploatarea, în ce condiții. Există acuzații publice că dacă nu sunt luate măsuri, mediul poate fi extrem de afectat, că s-ar putea ajunge la poluarea Mării Negre și la alterarea plajelor. Nici măcar acest aspect nu i-a mișcat pe veșnicii ecologiști în frunte cu Cioloș, preocupați în continuare de salvarea Roșiei Montane, proiect încă sistat. Nu că Roșia Montană nu ar merita atenție, dar chiar ca om preocupat de mediu să nu te intereseze absolut deloc Marea Neagră, nimic, nicio vorbă, nici de la Dacian Cioloș, nici de la USR, nici de la Uniți Salvăm, nici de la patrioții de la Realitatea în frunte cu Rareș Bogdan și Oreste. Vorbim totuși despre extragere de gaze, un procedeu care implică pericole și risc de poluare, plus tragerea de conducte. Și, ca în orice domeniu, totul ține de bani. Protecția este cu atât mai garantată cu cât sunt mai scumpe tehnologiile folosite pentru extracție, descărcare la mal, contorizare și prelucrare, înainte ca gazele să fie preluate de conductele transgaz și livrate mai departe, eventual vărsate în conducta BRUA. Pe de altă parte, se pune și problema traseului conductelor de la extracție până la mal și sunt voci care susțin că interesul companiilor este ca traseele să fie cât mai scurte, pe când al statului ar trebui să fie ca acestea să fie cât mai depărtate și să ajungă doar în anumite puncte bine stabilite la mal, pentru că ar exista riscul afectării ecosistemului și a plajelor. Desigur că nimeni nu are pretenție de la companiile care exploatează, ci de la stat să se gândească la turism și la litoralul românesc. Iar criticii spun că unele articole din proiectul legii offshore pur și simplu trec peste capul autorităților locale și a planurilor urbanistice aprobate de aceștia. În plus, presupunând că legiuitorul face reguli stricte, intervine articolul 23 din proiect cu sancțiuni de-a dreptul ridicole pentru nerespectarea prevederilor tehnice ale lucrărilor și a autorizațiilor de construire, respectiv amenzi de la 1.000 la 100.000 de lei. Adică nimic în comparație cu miza de miliarde de euro. În niciun caz nu spunem că această bogăție uriașă nu trebuie exploatată, dar de ce toate aceste probleme să nu fie discutate? Nu poate fi decât în interesul statului și poporului român. De ce când mulți nevinovați sunt hărțuiți în baza unor articole neconstituționale, nu este nicio grabă, dincoace nimic nu mai suportă amânare, de parcă gazele ar expira sau ar dispărea dacă legea asta nu este aprobată în câteva zile? Despre Cioloș știm de ce tace, fiindcă proiectul a fost inițiat de guvernul său, apoi adoptat de guvernul Grindeanu și preluat de Tudose, care l-a și promovat în Parlament. Pe ceilalți îi întrebăm de ce atâta grabă și nervozitate și de ce, deodată, nu le mai plac dezbaterile.